Salut! Mă bucur să ne revedem! Tu ce ai mai citit în ultima perioadă? Îți amintești? Știi, eu aș scrie într-un jurnal numele lecturilor. Uite, acum am terminat de citit jurnalul unui tocilar despre un băiat prea deștept cu puțin cam multă imaginație. Sunt aventuri incredibile, dar foarte amuzante ale lui Phil alături de prietenii lui. Să îți prezint gașca lui Phil. El o numește gașcă de tocilari pentru că nu li se pare prea ciudat că le place să învețe. Nu râd de pasiunile lui pentru că și ei au aceleași pasiuni. El este George, un pasionat de matematică. George s-a hotărât să facă un experiment. A scris pe o foaie operația 37.425 plus 12.334 și a pus o oglindă așa încât să reflecte exercițiul. A observat că oglinda în reflecție a schimbat poziția numerelor, astfel încât primul termen este acum 12.334, iar al doilea termen este 37.425. Oare rezultatul adunării va fi același? După ce a schimbat ordinea termenilor și a calculat, a obținut același rezultat. 49.759. Deci, George a descoperit o proprietate a adunării, adică dacă schimbăm ordinea termenilor, suma rămâne aceeași. El este Nicolas. Îi place atât de mult matematica, încât a făcut o pasiune din a aranja numerele. A pornit de la acest exercițiu. 16.431 plus 12.203 plus 31.255. Și a inventat jocul bloc puzzle. Găsește regula după care Nicola s-a așezat blocurile cu numere. Ai și un timp de gândire. Așa este. Pe blocul bleu este scrisă suma primilor doi termeni, iar pe blocul cărămiziu suma dintre un nou termen, care este de fapt un rezultat parțial din exercițiul nostru, și termenul al treilea. La fel în partea dreaptă. Pe blocul bleu este scrisă suma termenilor al doilea și al treilea, iar pe blocul cărămiziu suma dintre primul termen și noul termen, care la fel este un rezultat parțial. Dacă vrem să scriem cu cifre codificarea jocului lui Nicolas, vom folosi parantezele rotunde astfel. Vom grupa primii doi termeni și copiem termenul al treilea, iar aici vom grupa termenii al doilea și al treilea. Ia să vedem cum putem rezolva. Rezolvăm mai întâi calculele din prima paranteză și avem rezultatul aici, 28.634 plus termenul al treilea, iar în partea dreaptă copiem primul termen și scriem rezultatul calculului din paranteză, 43.458. Rezolvând exercițiile, vom obține rezultat asemănător, 59.889, iar la cealaltă sumă, 59.889. Felicitări! Alături de Nicolas ai grupat sau ai asociat termenii, iar suma a rămas aceeași. Ai descoperit o nouă proprietate a adunării. Și acum Ellen. Ellen este sora lui Phil. Ea inventează un fel de joc pornind de la X și 0. Ai jucat și tu? Schimbă poziția a două numere alăturate din tabel, astfel încât suma numerelor de pe orice linie orizontală să fie egală cu suma numerelor aflate pe oricare dintre liniile verticale. Câte posibilități ai? Îți las și un timp de gândire.
Ai descoperit? Ai două variante. Fie aceste două numere, fie acestea două. Acum ai pe fiecare linie orizontală și verticală suma reprezentată de numărul scris, pentru că 0 nu influențează rezultatul adunării. Deci, 147.359 pe orizontal și pe vertical, același număr pe vertical și orizontal și, la fel, 147.359 pe orizontal și vertical. Și uite așa, alături de Ellen, ai descoperit o altă proprietate a adunării. Adunarea cu 0 nu influențează rezultatul. Acum să repetăm proprietățile adunării. Dacă schimbăm ordinea termenilor, suma rămâne aceeași. Dacă grupăm sau sucim câte doi termeni, suma rămâne aceeași. Iar adunarea cu 0 nu influențează rezultatul. Și acum îți propun să încheiem călătoria de astăzi cu ceea ce a spus Phil atunci când împreună cu prietenii au câștigat turneul de matematică. Nu există un număr exact de prieteni pe care să îi ai, dar există prieteni adevărați și ei, chiar dacă nu sunt mulți, sunt mereu exacti pentru că sunt adevărați. Nu crezi că are dreptate?